Primăria Slatina vrea să scutească de plata penalităților provenite din datoriile la bugetul local toate persoanele fizice și juridice care își achită debitele. Proiectul privind amnistia fiscală este în dezbatere publică până pe 9 octombrie. Astăzi, Olt TV a discutat cu mai mulți slătineni acest subiect. Majoritatea celor intervievați sunt de acord cu ștergerea penalităților în cazul celor care vor face un efort și își vor plăti datoriile. Ce părere aveți despre propunerea primăriei Slatina de a șterge penalitățile celor care au datorii la bugetul local, dar și le vor achita până la sfârșitul anului? O părere foarte bună, foarte bine că face așa ceva. Îmi pare bine. Știți, persoane care au datorii, credeți că va fi o idee binevenită? Eu despre mine nu am datorii, dar care sunt persoane care au datorii, face foarte bine, domnul primar. Dacă le plătesc, e bine, dar în general tot vor recidiva după aceea și iar nu vor plăti, așa că... Credeți că este o bună modalitate de a colecta bani în plus la bugetul local? Păi prea multe posibilități de a colecta banii nu prea sunt, așa că asta ar fi o metodă, într-adevăr. Aveți datorii? Nu. Deocamdată nu. E bine, într-un fel e bine. Pentru ei, pentru cei care n-au plătit până acum și s-ar mai strânge și la bugetul localului fonduri. Că și așa, dacă nu și le-au plătit, credeți că o să și le plătească dacă îi mai lasă în continuare? Ar fi o variantă. Da, ar fi o variantă, dar cel mai bine ar fi să-și plătească fiecare la timp datoriile și ar fi mai bine. Eu așa zic. La timp? Da. Pensionarii totdeauna își plătesc datoriile față de stat. Alții spun că și-ar dori ca autoritățile să analizeze fiecare caz în parte, pentru că nu toți datornicii merită să fie scutiți de penalitățile aplicate sumelor neplătite la timp. Ar fi și asta o idee, dar să șteargă datoriile la cei care le-au făcute și au buna intenție de a plăti, înțelegeți, da. Dar nu la cei care au mâncat și mănâncă în continuare și nu vor să plătească și niciodată nu o să... îi găsească să plătească și așa. Acolo nu e dreptate, deci. Ar vrea numai penalitățile să le șteargă, dacă își vor plăti până la finalul anului. Da, dacă își vor plăti, ar fi ceva. Dacă ar fi cu bună intenție să plătească până la sfârșitul anului, da. Dar dacă urmăresc să înșele, nu. Sunt însă și persoane care nu sunt de acord cu o astfel de măsură și susțin că toți contribuabilii ar trebui să-și achite la timp datoriile la bugetul local. Ce părere aveți despre propunerea primăriei Slatina de a șterge penalitățile celor care nu și-au plătit datoriile, dar și le vor plăti până la sfârșitul anului? Nu știu ce să vă zic. Nu cred că e o idee bună să li se șteargă datoriile, adică... Penalitățile. Chiar nu. Ar fi trebuit să-și plătească? Normal. Normal cum... fac toți cei din țara asta. Municipalitatea a făcut un calcul și a anunțat că dacă toate persoanele fizice care au datorii și le-ar plăti, stimulați de această facilitate, s-ar colecta 9 milioane de lei la bugetul local. La aceștia s-ar putea adăuga alți 3 milioane de lei acumulați din datoriile agenților economici.